Salut! Bun venit la cursul de limbă germană pentru începători! Haideți să învățăm mobilierul în limba germană. Să învățăm câteva cuvinte care denumesc piesele de mobilier. Cum spunem mobila în limba germană? Die Möbel. Die Möbel. Și haideți să începem cu primul cuvânt. Der Schrank. Der Schrank. Ce este der Schrank? Este dulapul pe care îl vedeți în imagine. Der Schrank. Dulapul. Acum să vedem un alt cuvânt. Das Bett. Das Bett. Este patul. Das Bücherregal. Das Bücherregal este raftul de cărți. Este bine să și repetați cuvintele după mine pentru a le învăța mai rapid. Der Stuhl. Der Stuhl. Este scaunul. Der Sessel. Der Sessel. Este fotoliul. Der Kleiderschrank. Ce avem aici? Avem un cuvânt compus. Din ce este el compus? Din Kleider, substantivul Kleider, care înseamnă haine, și substantivul Schrank, care înseamnă dulap. Deci Kleiderschrank înseamnă dulapul de haine. Der Kleiderschrank. Der Kleiderschrank este dulapul de haine. Der Computer. Der Computer este calculatorul. Das Sofa. Das Sofa este canapeaua. Die Wiege. Die Wiege este leagănul pentru copil. Der Schreibtisch. Der Schreibtisch este biroul.